și în dimineața aceasta, dragii mei, să rămână scris pe inimile noastre Dumnezeul cel atotputernic care vrea să ne ducă în a sa împărăție. Să se vadă în trăirea noastră, în ce suntem noi, că pe viața noastră, pe inima noastră, scrie Dumnezeu. Și să se vadă asta în jurul nostru, în anturajul nostru, în biserică, pe stradă, și să se cunoască că avem un Dumnezeu mare și puternic. În această dimineață, dragii mei, vreau să vă pun față în față cu un subiect pe care l-auzim atât de des, cu atât mai mult în dimineața aceasta stând la masa Domnului. Și am să vă citesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 28. Și ascultați cu atenție, cu luarea minte, cu profunzime în inimă și cu dorință ca Dumnezeu să ne vorbească. Și acest cuvânt al Bibliei spune așa: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă invit cu mult respect să reocupați locurile. După cântările frumoase pe care le-am putut cânta înaintea lui Dumnezeu, alături de cor, alături de Theo Family, bunii noștri prieteni care nici în dimineața aceasta nu ne-au ocolit și Dumnezeu să le răsplătească asta, vrem să stăm preț de câteva momente în jurul Evangheliei, în jurul Bibliei. Vrem ca Dumnezeu să ne vorbească. Am să vă provoc și de această dată cu foarte multă reverență, cu liniște, din toate punctele de vedere. Pentru că stăm în fața cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, care, spunem noi, e nevoie și vrem să ne cerceteze. Cred din toată inima că ori de câte ori stăm în jurul Bibliei și în jurul Evangheliei, după momente înălțătoare de închinare, un moment atât de bun de pregătire a sufletului, după momente frumoase în care i-am spus Domnului atât de multe lucruri importante pentru viață în cântările cântate, vrem ca prin acest cuvânt al Bibliei Dumnezeu să ne vorbească. Dragii mei, am ales acest pasaj și subiectul despre care vreau să vă vorbesc, și anume cercetarea personală a oricărui om atunci când stă înaintea lui Dumnezeu, dintr-un considerent. Pentru faptul că lipsa de cercetare înaintea lui Dumnezeu atrage tragedii. Când omul nu se mai cercetează înaintea lui Dumnezeu, pur și simplu scrie tragedii. Ori de câte ori veți vedea în Biblie oameni care au venit înaintea lui Dumnezeu fără să-și facă o cercetare, fără să-și facă o analiză și au venit dintr-o inerție ciudată, în dreptul acelor oameni, în dreptul istoriei vieții lor, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, în anumite contexte chiar pe loc, s-au scris tragedii. Generația noastră de oameni, o spun cu durere, cu toate că vreau să fiu foarte optimist în predica mea, dar o spun cu durere, aspectul acesta al cercetării personale, l-au cam dat uitării, l-au cam lăsat deoparte, au uitat mulți că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, El e sfânt, ne știe oricum, ne cunoaște oricum. A reușit diavolul să-i păcălească pe tare mulți că Dumnezeu nu se uită chiar la detalii, că Dumnezeu nu se uită chiar la anumite aspecte care vezi, Doamne, lumea din vremea asta. Ba mai mult de atât, unii au fost căzuți în panta cealaltă, s-au uitat doar la anumite detalii și au spus ei, mă, să arătăm pe exterior foarte bine. Dumneavoastră știți și îmi știți poziția din punctul ăsta de vedere și mă știți din predica cel puțin din ultimă. E cât se poate de importantă și cum arătăm pe exterior, dar sunt tare mulți
care s-au axat în viață doar pe aspectul ăsta. Bă, dacă pe exterior arată bine, nu mai contează interiorul, nu mai contează viața stricată, nu mai contează viața dublă, nu mai contează fățărnicia, nu mai contează bârfa, nu mai contează minciun. Las, bă, bine că dă bine în poză. Și tare mulți oameni, mergând în viața de credință, fără să-și facă o cercetare profundă, fără să-și facă o cercetare amănunțită, au scris tragedii. V-am citit în dimineața aceasta și permiteți-mi să vă recitesc, că e din Biblie. Ascultați ce zice Biblia, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta... Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Din pricina aceasta nu puțin dorm, din pricina asta. O, cât de mare tragedie e ca oamenii să creadă că merg înspre cer și de fapt ei să fie foarte adormiți, să fie foarte ațipiți, să nu-L mai simtă pe Dumnezeul slavei, să nu mai simtă cercetarea lui Dumnezeu, să nu mai simtă prezența lui Dumnezeu. Cât de mare tragedie e să la un moment dat să pui pe seama doar încercării. Da, fac sublinierea asta să mă înțelegeți bine, pe unii Dumnezeu îi lasă în boală să le încerce credința, îi ridică mai apoi de acolo, dar nu în toate contextele e așa. Uneori boala e consecința trăirii în ilegalitate. Uneori boala e consecința trăirii departe de fața lui Dumnezeu. Și o spune Biblia, din pricina aceasta sunt mulți neputincioși și nu puțin dorm și sunt bolnavi din pricina aceasta, dragii mei. Dacă ar înțelege oamenii odată că cercetarea personală, că uitarea în lăuntrul tău, uitarea la aspectele pe care Dumnezeu le vede valoare, la așezarea înaintea lui Dumnezeu așa cum El cere, aduce binecuvântare și izbăvire. Și momentul ăla în care omul nu se mai cercetează, de fapt nu face altceva decât scrie o tragedie, mai devreme sau mai târziu urmează să o trăiești. Ziceți-mi dumneavoastră, dacă în momentul în care a hotărât să ia chivotul și să-l transporte, la un moment dat ar fi făcut o cercetare a valorilor care le mai țin la ele sau nu mai țin, ar mai fi murit Uza? Nu a mai cercetat nimeni. Nimeni nu mai sta să mai facă o cercetare. Bă, noi mai ținem la ce Dumnezeu ne-a spus? Noi mai ținem la directivele lui Dumnezeu? Noi mai ținem la coordonările lui Dumnezeu sau nu mai ținem? Și ori luat chivotul, ori pus într-un car nou, exact cum nu trebuia? Că dacă ar fi cercetat și ar fi spus, stai mă să ne facem o cercetare, noi mai suntem ce trebuie să fim? Noi mai punem lucrurile într-o rânduială pe care Dumnezeu o așteaptă? Nimeni nu a mai cercetat nimic. Tot ori luat-o așa, la grămadă, au plecat, a trebuit să moară un om, să înțeleagă și ei și noi după ei, că o trăire, o goană, un mers înainte, fără de o cercetare, dacă valorile lui Dumnezeu mai sunt sau nu mai sunt în noi, dacă principiile lui Dumnezeu mai sunt sau nu mai sunt în noi, dacă rânduielile lui Dumnezeu mai sunt sau nu mai sunt în noi, doar mersul înainte, fără de cercetare, nu face altceva decât scrie tragedii. Dacă Anania și Safira, și o să mai revin la ei la un moment dat, și-ar fi făcut o cercetare, ar mai fi fost răzniți? Că dacă și-ar fi făcut o cercetare, mă Ananio, nu-i corect ce facem noi, stai un pic mă să ne cercetăm. La un moment dat, dragii mei, nici Anania și Safira nu vor putea să spună că Dumnezeu n-a fost drept. Drumul de acasă până la apostol a fost vremea în care Dumnezeu le-a dat timp să se pocăiască și nu l-au valorificat. Adică nu azi ori făcut planul și în secunda doi o lovit, ori făcut planul, se duceau să pună un plan mărșav și ilegal în acțiune. Domnul le-a dat timp, mă, drumul ăsta de acasă până la apostol, faceți-vă o cercetare, că nu sunteți bine, nici măcar nu i-a interesat. Frații lui Iosif, dacă și-ar fi făcut o cercetare, bă, nu Iosif e problema, noi ciudoșii din noi, sunt ciudoși pe el, mă, nu el e problema, noi suntem problema. Dacă și-ar fi făcut o cercetare frații lui Iosif, ar mai fi trebuit să trăiască taică-s o tragedia veștii că pruncul lui a fost fâșiat de fiare? Nu! Pentru că, dragii mei, lipsa de cercetare, ascultați-mă, lipsa de cercetare scrie tragedii. Tocmai de aceea Biblia în dimineața aceasta și nu numai ne spune încă o dată, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși.
Dar vă spun câteva aspecte importante la cercetare. Și ascultați-mă bine, notați în minte și în inimă. Pentru că e atât de important în viață ca cercetarea, ascultați-mă, vă rog, în generația asta e nevoie de amintit asta încă o dată și încă o dată și încă o dată, cercetarea se face după principiile Bibliei. Tare mulți fac cercetări după capul lor și după capul lor îți buni. Cercetarea se face după Biblie. Un aspect important, notați-l. Primul, cercetarea, când stăm să ne facem cercetare, să nu scriem tragedii în viață. Când stăm să ne facem o cercetare, ca atunci când ne îngăduie Dumnezeu într-o încercare, să ne asculte Dumnezeu și să-L simțim că ne scoate de acolo, cercetarea trebuie făcută după Biblie. Ascultați ce zice David, stă la un moment dat David într-o cercetare și ascultați ce zice David, cercetează-mă Dumnezeule, psalmul 139, și cunoaștem inima, versetul 24, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dar vă rog, uitați-vă la ceea ce spune David, cercetează-mă Dumnezeule. David s-a pus să-și facă cercetarea, n-avea David Biblia așa ca și noi, dar l-avea pe Dumnezeul care cobora lângă el și spunea, Doamne, cercetarea pe care eu o fac, nu o fac prin prisma ideilor mele, cercetarea pe care eu o fac, trebuie să o fac prin prisma Ta. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule. În momentul în care noi stăm și ne facem cercetarea conform cu Biblia, spunem exact ce a spus David. Cercetează-mă Tu, Doamne, pentru că mă pun față în față cu Biblia, vreau să-mi pliez viața pe Biblie. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule. Dragii mei, înțelegeți, vă rog, în dimineața aceasta, că cercetarea noastră, n-avem voie să ne o facem după părerile altora, n-avem voie să ne o facem după ideologiile altora, că cercetarea noastră trebuie făcută după Biblie. Că la un moment dat mai vine câte unul și stăm de vorbă cu el, câte o persoană, fie bărbat, fie femeie, și când îi spui, păi da, dar stai puțin, că lucrurile astea sunt grave. Păi a minți e foarte mare păcat. V-am mai spus eu în alte predici, mai vine câte unul să mărturisește și când zice frate Alin a mințit și eu fac ochii amari și zic, ioi, cum să face și ceva? Să-i vezi dintr-o dată că își fac cercetare după ei, da, ce-am greșit așa, ce te-am bălez, zice câte unul. Serios? Dar fă cercetarea minciunilor după Biblie și o să constați că îi spui la dracu tată. Cât e de complicat. Cine-i tatăl minciunii? Diavolul. Dacă omul ar sta față în față cu Biblia, ar transpira când o mințit. Dacă omul ar sta față în față cu Biblia, ar transpira când o scos o bârfă. Dacă omul ar sta față în față cu Biblia, ar trece prin momentele alea așa grozave, în momentul în care îl scoate pe Dumnezeu din context și merge în pornirea minții ciudate. Dragii mei, vremea în care noi trăim ne cheamă la o profundă pocăință, Doamne ajută-ne! Și noi trebuie să ne apropiem de Biblie, viața trebuie să o ducem la Biblie, trăirea trebuie să o ducem la Biblie, sfințirea noastră trebuie să o ducem la Biblie, cercetarea noastră trebuie să o ducem la Biblie, Doamne ajută-ne! O, dragii mei, mai stăm cu câte cineva de vorbă și îi spun unui om și se uită așa ciudat la mine și a spus, stați puțin, că nu-i corect ce faceți dumneavoastră, că nu-i greșit. Nu, o zici cineva către mine, să-ți înveți tu prunci așa. Și am zis, da, păi mi-ai învățat așa, că scrie din Biblie. Dacă dumneavoastră nu-i învățați așa, e complicat. Cercetările alea superficiale, cercetările alea, dragii mei, după mintea unui om, cercetările alea trecute cu vederea. Eram odată într-o biserică și la un moment dat am stat de vorbă cu niște părinți. Copiilor au cântat în biserică și eu i-am zis unui frate de acolo, nu știu ce se întâmplă că pruncii ăștia au cântat cu lacrimi și eu zrece ca frigiderul. Ceva nu e ok, cred că e o problemă cu mine, am zis eu. Am să încep să mă cercetez înaintea lui Dumnezeu. Se duce și le spune la copii, uite ce a zis fratele Alin, că eu eram și seara în biserica respectivă și vin la mine. Frate Alin, am auzit că nu v-ați putut închina prin închinarea noastră. Eu am vrut să fiu totuși de treabă și am zis, știți, mi-am făcut o cercetare profundă, încă mi-o mai fac, poate am o problemă. Vreți să povestim? Da. Ne-am dus să povestim în acea seară și stau de vorbă cu persoanele respective. Îi întreb, faceți din aia, faceți așa, faceți așa? Nu. Bă, totul era impecabil.
Și la un moment dat mă întreabă ultima persoană, frate, ale mai vreți să nu mai spuneți ceva? Avusese cu părinții lor o discuție că totul trebuie dus la Biblie. Că Dumnezeu cere sfințenia Bibliei, nu sfințenia Occidentului și a vremurilor. Sfințenia Bibliei. Și vreți să mă mai întrebați ceva? Nu mai aveam ce să mai întreb. M-au bătut cu 2-0 la mine acasă. Când m-au închis, tot ce am întrebat, au zis că nu. Totul. La un moment dat, vă mărturisesc sincer, a fost o experiență și pentru mine. Văd ce are una dintre ele în poșetă. Acolo, Dumnezeu mi-a arătat într-o vedenie ce are în poșetă. Și îi spun, îmi dai mie pachetul de țigări de la tine din poșetă? Pentru prima dată eu am văzut o persoană care se izbucnească așa broburi de transpirație pe frunte, stres, mi l-a dat. A doua zi dimineață la micul dejun eram cu Andreea și cu familia lor. Andreea tot o zis, n-am cum. Nu, cum a mers, frate Alin, aseară, discuția? Și scot pachetul și zic cam așa. Acum înțeleg de ce am fost rece la cântarea lor. Acum eu înțeles de ce n-am simțit nimic, că aveau sfințenia lor, aveau stilul lor de viață, aveau trăirea lor care nu bătea cu Biblia în toate detaliile ei. Înțelegeți că atunci când ne facem cercetarea, noi trebuie să o ducem la Biblie, nu la părerile noastre, nici măcar la încredințările noastre. Frate, după încredințarea mea nu-i păcat. Mă, nu mă interesează încredințarea ta dacă Biblia clarifică. Odată ce Biblia clarifică, nu mă interesează încredințarea lui nimeni. Biblia rămâne de fiecare dată de căpătâi. Și dacă omul vrea să-și facă o cercetare profundă, care să nu scrie tragedii, trebuie să-și facă cercetarea conform Bibliei. Vă pun o întrebare și răspundeți-vă dumneavoastră. Noi, în vremea asta și în generația asta, atitudinile, vorbele, ce suntem noi, aprinderile noastre, poate, îs conform Bibliei sau nu? Pentru că revin cu durere și vă spun că de aceea sunt mulți neputincioși și nu puțin dorm. De aia. Ne justificăm de multe ori păcatele și greșelile sub tot felul de forme și uităm să le ducem la Biblie. Să ne punem în lumină, și ba mai mult, unii chiar cred că nu e nicio problemă anumite ieșiri în decor. Dar când te duci la Biblie, întotdeauna vor rămâne lucrurile în picioare. Mi-a plăcut un prieten de-al meu, păstor la Cluj, o zis, mă, omule, trebuia să stau de vorbă cu o tânără, mă teroriza, nici cum nu dădeam de ea. Dar la un moment dat, o fată foarte deșteaptă, cu foarte multă școală, cu așa gerime de minte, știa să așeze lucrurile, știa să pună așa propozițiile una după alta și la un moment dat zice, am chemat-o la biroul bisericii, am ascultat-o și a început să-mi spună marea cu sarea cât ea de pocăită, dar noi nu o înțelegem, dar eu știam viața și trăirea și o zis, știi ce am făcut? Am luat Biblia și am zis, nu, ascultă-mă, la punctul 1 despre care tu ai zis că nu e nicio problemă, vreau să-ți citesc. Și ce citesc două versete. La punctul 2 care tu ai zis că nu e nicio problemă, mai vreau să-ți mai citesc două, trei versete. La partea a treia care tu ai zis că Dumnezeu nu e atât de interesat, ia să mai citesc câteva versete. Slavă Domnului că totuși a folosit inteligența așa acolo și fata a început să lăcrimeze și a zis, frate, eu până acum am trăit pe lângă Biblie? Da, cercetarea ta era doar în lumina prietenilor, era în lumina pornirilor, era în lumina conjuncturilor, fals. Dragii mei, cercetarea care nu scrie tragedii, care aduce binecuvântare, trebuie să fie conform Bibliei. Doamne, ajută-ne pe toți! Amin. Un alt aspect important, cât se poate de important, e că prin cercetarea personală, dragii mei, ascultați-mă, devenim conștienți de păcatele noastre. Oamenii nu-și mai fac cercetare și dacă nu-și mai fac câte o cercetare, nu mai sunt conștienți. E ca și cum dacă nu te duci cu mașina la mecanic niciodată, chiar dacă bate din toate încheieturile, tu nu mai ești conștient că într-o zi o să sar cu ea de pe drum. Dar într-o zi vei sări cu ea de pe drum. Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla o tragedie. Dar dacă nu te duci cu ea la mecanic, ca să-ți constate, să fii conștient că, nu știu, bucșele alea într-o zi o să, n-o să mai fie, că, ce știu, pe acolo ceva se va distruge, de când vrei să te duci într-o inconștiență înainte și spui, las bă că merge. Da, într-o zi scrii tragedie.
În momentul în care omul nu-și mai face cercetare, când nu se mai oprește, când nu se mai pune în lumina Bibliei, când nu se mai pune în lumina Sfintelor Scripturi, omul nu mai e conștient. Și o durere și o tragedie atât de mare. Omul nu mai e conștient că viața lui, că faptele lui, că trăirea lui nu sunt bune, că alea scriu o tragedie, că atrag niște consecințe. Când omul nu se mai pune față în față cu Biblia, nu mai e conștient că vorba nedreasă cu sare nu rămâne undeva, se evaporă ca aerul. Oh, cântați voi frumoasa cântare, ce-i viața ta, e o peniță cu care scrii mereu pe un drum și până la ultima portiță scrii și mai apoi nu se mai poate șterge, că viața se trăiește fără de gumă de șters. Nu o să poți să iei radiera vieții și să spui, bă, îmi șterg ziua de ieri, niciodată. Tocmai de aceea omul trebuie să-și facă cercetarea în lumina Bibliei, să fie conștient de tot ceea ce trebuie schimbat. Astăzi, oameni, poate inconștienți, că vorba, atitudinea, trăirea, privirea, acțiunea, destrăbălarea, neorânduiala, nu face altceva decât îl îmbolnăvește, îl face să ațipească și să fie un neputincios cu acte în regulă. Pentru că cercetarea personală, dragii mei, te face conștient. Vă duc cu gândul scurt la Isaia. Când Isaia a intrat în templu sub cercetarea lui Dumnezeu, Isaia și-a văzut starea și impuritatea vieții lui. Zice, vai de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Oh, uite-te cum sunt! L-a luat Domnul pe Ezechiel și l-a dus în Valea Oaselor Uscate și l-a plimbat pe acolo și le-a făcut o cercetare a poporului și a zis, vezi, Ezechiel, asta e toată casa lui Israel, toată casa lui Israel. Ăștia-s toți care nu-s conștienți că mersul lor înainte e ciudat și fără de biruință pentru faptul că nu se mai pune lumina lui Dumnezeu. Iubită biserică, Efrata, copiii noștri, trebuie luați și pus în lumina Bibliei. Trebuie făcuți conștienți de păcatele vremurilor lor, de păcatele generației lor, de păcatele vârstelor lor. Dar trebuie să fie conștienți și ăștia mari, că și nepăsarea cu privire la ei e un grav păcat, că și nepăsarea cu privire la Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, că și nepăsarea cu privire la închinare e un grozav păcat. Și când stai în lumina Bibliei și te uiți la faptul că au venit la un moment dat la templu oamenii să se închine, făceau din momentele de închinare un moment atât de înălțător și te pui prin lumina Bibliei, când îți faci cercetarea prin lumina agoniilor din lumea asta, că vrem să agonisim, că vrem să strângem, că n-am timp, frate, că trebuie să ajung, nu ajung tot timpul la biserică, trebuie să mă înțelegeți că eu am treburile mele. O, îți faci cercetarea după lumina ta, e problema ta, tragedia tu o scrii. Dar în momentul în care îți faci cercetarea după Biblie, ești conștient că nepăsarea la tot ce înseamnă Dumnezeu și închinare te pune în derizoriu și într-un moment ciudat. O, dacă ar fi oamenii conștienți de consecința păcatului, de faptul că păcatul are consecințe, dacă ar fi oameni conștienți că singurul care poate să ierte e Dumnezeu, nu timpul. Că singurul care spală și iartă e Dumnezeu, nu trecerea anilor. Că singurul care poate să revigoreze e Dumnezeu, nu faptul că mușamalizăm anumite aspecte. E Dumnezeu. Dar trebuie să devenim conștienți de păcat, că atunci când devii conștienți de păcat, îți dai seama că nu te poți ierta singur de minciună. Tu îți dai seama că singurul care te poate ierta e Dumnezeu. Pentru că cercetarea personală în lumina Bibliei, dragii mei, îl face pe om conștient de păcatele sale. Și ne dăm seama de slăbiciunile noastre, ceea ce este extrem de crucial pentru viața de pocăință și restaurare. Un alt aspect important, de ce e important să-ți faci o cercetare personală? Ascultați-mă, în lumina Bibliei, pentru a-ți examina motivațiile interioare, notați asta. Foarte mulți oameni își cercetează acțiunile exterioare. Zice, mai zis? Am zis. Mai făcut? Am făcut. Și la un moment dat îi luăm pe oameni și noi îi cercetăm și deseori le cercetăm doar acțiunile exterioare. Așa fac și oamenii în dreptul lor. Își cercetează doar acțiunile exterioare. Dar de fapt, când stai în lumina Bibliei, ascultați-mă, cercetarea profundă se face asupra motivațiilor. Ce te-a împins la aia? Uitați-vă la Anania și Safira, vă spuneam că revin la ei, la Anania și Safira, care la un moment dat, acești oameni, dacă și-ar fi făcut o cercetare personală, ar fi văzut
că au niște motivații mărșave. Vroiau să meargă cu un șiretlic să fie și ei puși în rândul unor oameni, dar pe ilegal. Motivația lor era foarte ciudată și total ilegală. N-avea nicio treabă cu, nici cu Dumnezeu, nici cu realitatea. Că nu i-o îndemna nimeni să zică că vând cu atâta și să dea atâta. Oricât ar fi dat, ar fi fost primit. Oricât ar fi spus, bă, uite, noi am vândut moșoara cu 10.000 de euro, dar avem să vă dăm numai 5.000. Nu zicea nimeni, bă, de ce nu dați? Că fiecare dădea cât avea pus în inima lui. Era foarte simplu. Ei, au zis că alții ori dat 10.000, s-o duce, ori vândut la un moment dat cu mai mult, au zis, cu cât ați vândut-o? Cu 10.000. Și vi-am dat vouă pe toți. Uitați ce mari și buni suntem noi. Pentru că motivația era doar ca numele lor să fie ridicat, doar ca imaginea lor să fie ridicată, doar ca și ei să fie puși în rândul altor oameni. Oh, și atât de fals, au zis, Domnul, măi, uitați-vă bine la motivațiile din interior. Pentru că oamenii deseori că nu-și cercetează motivațiile și pornirile din interior, au acțiunile alea în exterior, care mai apoi scriu tragedii ciudate. Că atunci când îți faci o cercetare personală, e important să te uiți la motivații. Mă, de ce am mințit? Că am vrut să fiu șoc alții. Bă, de ce l-am înșelat pe ăla? Că am vrut să câștig. Bă, dar oare câștigul ăla lacom nu-i împotriva Bibliei când te uiți în lumina Sfintelor Scripturi? Ba da! O, știți cât de superb se leagă toate? Când omul își face cercetarea personală și se uită la motivație, la un moment dat, dragii mei, Ieremia zice așa, eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunc, Ieremia 17:10, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Vă mai citesc o dată. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui. Dar purtarea asta are o rădăcină, are o motivație. După rodul care motivația asta, transformată mai apoi în acțiune, aduce un rod. După rodul faptelor lui. Și când trage Dumnezeu linie și zice, știi ce ai rodit tu? Neghină. Știi ce ai rodit tu? Pleavă. Dar când omul își face o cercetare personală și profundă, aproape de Dumnezeu, se uită în interiorul inimii lui și spune, măi, care este motivația pornirilor mele? Dragii mei, am ales în dimineața aceasta să fiu destul de didactic pentru că am vrut să vă fac conștienți de câteva aspecte importante, să ne mai oprim și să ne gândim la cercetare. O reiau încă o dată. Cercetarea noastră trebuie să fie în conform cu Biblia. Doamne, ajută-ne! Mai apoi, e cât se poate de important ca în cercetarea noastră să devenim conștienți de păcate. Că dacă ne facem doar o cercetare superficială și nu mai suntem conștienți de nimic, e complicat. Mai apoi, e foarte important să ne vedem motivațiile. Bă, de ce am ajuns să fac aia? De ce am ajuns să fac aia? Pentru că, dragii mei, în felul acesta, Dumnezeu coboară să ajut un om, noi ne rugăm, dar fără să ne facem partea. Doamne, dă-mi putere să mă pocăiesc. Și Dumnezeu zice, ascultă-mă, eu vin să-ți dau putere în contextul în care tu îți faci partea ta, așezi toate lucrurile conform Bibliei, te duci la Biblie, te duci la rânduiel, te duci la ce Dumnezeu cere. Când omul se îndreaptă înspre Dumnezeu, Dumnezeu e credincios și drept și vine să-i dea putere ca omul să meargă înainte și să se pocăiască. Nu aștepta să vină Dumnezeu și să te pocăiască așa peste noapte. Nu aștepta să vină Dumnezeu să schimbe mintea și inima așa peste noapte fără să faci nimic. Pentru că ceea ce se însămânțează parcă din ce în ce în tot mai mult în generația noastră e, bă, spune-i numai la Iisus că tu-L iubești și gata, toate lucrurile s-au rezolvat. Da, e un început formidabil, dar uitați-vă în Scriptură, toți oamenii care au avut parte de pocăință, toți oamenii care au avut parte de dezlușirea multor aspecte, toți oamenii s-au dus la Iisus, L-au căutat pe Iisus și au făcut partea. Aduceți-vă aminte de Nicodim, la un moment dat, noaptea, o zis, bă, mă duc, nu contează, mi-asum riscurile, fac tot ce pot, dar mă duc.
Aduceți-vă aminte de femeia prinsă cu scurgere de sânge. La un moment dat femeia a zis, mă duc la Iisus, îmi fac partea mea. Chiar dacă trebuie să-mi fac loc printre oameni, îmi fac partea mea. Ori de câte ori Dumnezeu a găsit un om care și-a făcut partea, Dumnezeu a coborât să-l înfioreze. Când în vederea cercetării cineva își face partea, ia Biblia și o pune ca și carte de căpătâi și spune așa, cercetarea mea va fi în lumina Sfintelor Scripturi. O să mă uit prin lumina Bibliei și la viața mea. Mai apoi îți accepți faptul că trebuie să fii conștient de lucrurile care trebuie schimbate, dragii mei. Când îți faci cercetarea prin lumina Bibliei, se va da o luptă puternică dacă două mâini rebele nu ne-ar ține. O, cât de ușoară ar fi lupta asta! Dar vin alea două mâini rebele care nu încearcă altceva decât să te țină departe de Dumnezeu, să nu mai conștientizezi păcatul, să încerci să-l justifici, să zici, frate, acum ce să faci? Toți trăim asta! Și unii cred că o astfel de justificare Dumnezeu o acceptă. Fals! Nu o acceptă. Omul trebuie să fie conștient de păcatul lui, ca să poată să vină înaintea lui Dumnezeu. Ce-a zis David? Câtă vreme am tăcut, nu era conștient că are nevoie de o iertare divină din partea lui Dumnezeu. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Și David nu era conștient o bucată de vreme că ceea ce el a făcut, păcatul cu Batseba, omorârea lui Urie, chiar dacă a fost într-un mod indirect, inclusiv momentul ăla de mușamalizare când l-a chemat pe Urie acasă, nu a mai fost conștient. E un păcat pe care Dumnezeu îl pedepsește. Și-a mers înainte. Zici că și ăsta era din România. Păi a mers înainte, nicio treabă. O, dar a venit mâna lui Dumnezeu să apese. Câtă vreme am tăcut, mâna Domnului a apăsat, că oasele mi se topeau de gemetele mele necurmate. Dar devine la un moment dat David conștient. Stai-mă un pic să mă uit în lumina lui Dumnezeu. Cercetează-mă Tu. Doamne, cercetează-mă Tu. Lasă-mă să stau prin lumina Ta. Când a intrat Isaia în templu, nu s-a mai văzut prin prisma slujbei lui, nu s-a mai văzut prin prisma poziției lui, nu s-a mai văzut Isaia prin prisma notorietății lui, s-a văzut prin prisma lui Dumnezeu. Când ne facem cercetarea prin prisma noastră, dăm greș. Când ne facem cercetarea prin prisma lui Dumnezeu, îți vezi viața păcătoasă care are nevoie de cel atotputernic. Mai apoi ești conștient că singurul care iartă și spală, singurul care revigorează e Dumnezeu. Te uiți la motivațiile care te-au împins și spui, o, de astea o să mă feresc. Că dacă cineva a înșelat dintr-o dorință mărșavă să devină bogat, e o motivație greșită. Și spui, eu am să mă feresc de asta. Am să mă feresc de cutare, de cutare. Motivațiile care m-au împins. Dacă m-au împins la lucrurile, renunț și la motivații. Că nu-s bune. Anania și Safira au avut o motivație greșită și i-au împins la lucrurile. Dacă și-ar fi dat seama măcar unul dintre ei pe drum, Ananio, Ananio, noi nu gândim corect. Ananio, cercetarea noastră nu-i bună. Hai să ne cercetăm așa cum Dumnezeu vrea. Și ascultați-mă în ultimul rând, știți de ce e important să ne facem o cercetare? Știți de ce e important să ne cercetăm prin lumina Bibliei? Știți de ce e foarte important să ne examinăm motivațiile? Știți de ce e foarte important să fim conștienți de păcatul nostru ca Dumnezeu să-l ierte? Să ne cerem iertare? Pentru că, ascultați, cercetarea personală sensibilizează inima pentru a auzi și a asculta vocea lui Dumnezeu, ceea ce este extrem de vital. Știți de ce mulți nu mai aud glasul lui Dumnezeu? Că nu se mai cercetează. Cercetarea personală te face foarte sensibil. Când stai și te cercetezi, ia spuneți-mi dumneavoastră, când știi că trebuie să te întâlnești cu tata, când ați fost copii și îți faci o cercetare, înainte să-ți faci cercetare, ești pe cai mare. Dar când îți faci cercetarea și știi că trebuie să te întâlnești cu tata, știi că tata e un tată bun, dar e un tată cu principii și cu rânduiel, care nu trece peste niște linii roșii, cum zice Putin. Și la un moment dat, zici, bă, înainte să mă întâlnesc cu tata, că mă întreabă un alt, am fac o cercetare. Și te gândești, mă, o să mă întrebe tata dacă eu m-am înhăitat cu vagabonzii. Tata știe, oricum, dar mă întreabă. O să mă întrebe tata dacă am pus gura pe ce nu trebuie, alcool. O să mă întrebe tata dacă am furat bani din casă. Și își face copilul o cercetare, spuneți-mi dumneavoastră, cum se duce în urma cercetării în fața tatălui? Pios. Cu reverență.
poate nici nu ridică capul din pământ, că oricum tata le știe. Dacă nu-și face câte o cercetare și vine la un moment dat copilul în fața părintelui și vine așa cu o nonșalanță, ba să-ți mai ceară și niște plusuri, valoare în viața lui, dar tu știi oricum că știi că ești tata și mama, știi, numai nu-i spui tot timpul. Știi care e prima reacție a părintelui? Bă, dar tu ești și obraznic. Serios? Păi tu știi viața? Tu știi ce ai făcut? Tu știi ce-a fost la școală? Tu știi ce-a fost, nu știu, tu știi? Și tu vii cu? O, dragii mei, ascultați-mă! Cu Dumnezeu, dacă îmi permiteți, e cam așa. Dacă omul și-ar face cercetarea lui înaintea lui Dumnezeu, ar veni înaintea Domnului cu acea atitudine sensibilă care îl ar face să audă glasul lui Dumnezeu. La Biblie, când se citește de aici din Scriptură, deja știi ce se predică, îți vorbește Dumnezeu din citirea textului și spui ce mare e Dumnezeu, știi cât s-a vorbit. Când vii după o cercetare personală, în momentul în care se cântă, prin cântarea care se exprimă, Dumnezeu îți vorbește, tu deja ai auzit glasul. Ai eliminat motivațiile greșite, ai eliminat pornirile false, ești conștient de păcat și de greșeală și ești conștient că singurul care iartă e Dumnezeu, te-ai pus în lumina Bibliei și acum lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Garantez că îl vei auzi. Dacă îmi vine omul, poate după o săptămână terfelit în tot felul de lucruri, și vine aici în casa lui Dumnezeu și vine așa fără nicio frică, ba mai mult stând la masa Domnului, dintr-o pură obișnuință unii, dintr-o pură obișnuință, fără să mai fie conștient că Dumnezeu e sfânt și sfânt rămâne. Nimeni nu va putea să calce principiile lui Dumnezeu în picioare, cât vor ține viacurile, nici să le schimbe. E același Dumnezeu care și în generația asta cere ca omul să se mai cerceteze. Să se mai uite înăuntru. Să mai ia Biblia și să o pună înăuntru lui. Să spună, Doamne, viața mea bate cu Sfânta Scriptură? Nu bate. Păi oare care-s motivațiile care mă împing să nu bată? Alea, alea, alea și alea. Doamne, eu sunt conștient că am păcătuit. Da, mă poți ierta? O, uitați-vă în Biblie. Niciun păcătos care și-a cerut iertare n-a fost respins. Niciodată. Și în dimineața asta cred din toată inima că Dumnezeu mai vrea să mă ierte. Aici, la Efrata. Oameni care mai au puterea cercetării în fiecare zi, nu doar că stăm într-o rugăciune de cercetare la cină, nu, un stil de viață a cercetării, în fiecare zi să te uiți în interior și să spui, o, viața mea bate în totalitate sau nu, că degeaba umbli prin gențile vieții cu lucrurile stricate și le ascunzi și nu ți le știe nimeni. O, Dumnezeu care le vede, Dumnezeul care vede dincolo de cămașă, Dumnezeu care vede în buzunarele oamenilor, Dumnezeul care vede în inima omului, Dumnezeu care vede dincolo de un stil de viață. Glorie Lui, că ăsta e Dumnezeul nostru. Dumnezeul care vede, se uită și spune, mă omule, fă-ți o cercetare profundă. Fă-ți o socoteală amănunțită. Uită-te la ce te împinge la păcatele alea. Oprește-le, scoate-le din viața ta. Dacă ne-am judecat singuri, zice Biblia, n-am fi judecat. Oh, dacă s-ar cerceta omul, n-ar fi judecat de Dumnezeu. Dar când suntem pedepsiți, zice aici Corinteni, când suntem pedepsiți, e doar o consecință a păcatelor noastre și a trăirii într-o totală ilegalitate din partea unora, ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea, pentru că și pedeapsa aia, și apăsarea aia, și focul ăla, și încercarea aia, e tot să te pună într-o stare de cercetare. E tot să te pună cu gândul spre Dumnezeu. E tot să-ți îndrepte privirea spre Cel Atotputernic. E tot să te mai uiți în sus. Să spui, Doamne, eu am nevoie de Tine. Mai vreau ca Tu să mă mai ierți, să mă mai speli, să mă curățești, să-mi speli viața, ca mai apoi să-ți pot auzi glasul. Dacă ne-am cercetat singuri, n-am fi judecați. În dimineața aceasta, dragii mei, aș vrea să venim într-o rugăciune în câteva momente și să începem un stil de viață a cercetării personale permanente. În fiecare zi să ne uităm în viață prin Biblie. În fiecare zi să ne uităm la motivațiile care ne împing la lucruri slabe, să le scoatem.
În fiecare zi să fim conștienți că suntem niște păcătoși iertați, dar care avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu ori de câte ori e nevoie. Singurul care iartă e Iisus Hristos. Mai apoi să putem să stăm față în față cu Cel Atotputernic. Să spunem ca și omul său mai altă dată: vorbește, Doamne, că-și robii Tăi ascultă. Să te pui seara în pat și să spui: Doamne, vorbește-mi, că robul Tău ascultă. Știți ce zice psalmistul? Tu îmi dai pace în timpul nopții. Tu ești Dumnezeul care cobor peste viața mea. Eu mă culc și adorm în pace. Mă trezesc iarăși. Am un Dumnezeu care îmi vorbește tot timpul la nivelul minții și a inimii. Știți de ce? Pentru că stau sub o cercetare permanentă în fiecare zi. Și de fiecare dată vreau ca viața mea să bată cu Biblia. Doamne, ajută-ne! Și niciodată să nu uităm de cercetarea asta personală, permanentă, ca stil de viață. Vă invit să stăm împreună ridicați. Aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta, înainte să stăm la masa Domnului, aș vrea să ne rugăm și să-i spunem Domnului: Doamne, iartă-mă că nu mi-am mai făcut o cercetare profundă, poate de mult. Dar în dimineața aceasta, dragii mei, să-i spunem Domnului: de astăzi vreau ca cercetarea mea să fie doar prin lumina Cuvântului Sfânt. Doamne, când mă vezi că nu-mi fac cercetarea prin lumina Cuvântului Sfânt, nu-mi da liniște și pace. Vreau de fiecare dată să mă uit prin prisma Bibliei. Doamne, ajută-mă să-mi văd motivațiile greșite care mă împing la lucrurile ilegale. Spune lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să fiu conștient de păcat. Conștient. Notați cuvântul. Conștient. Conștient. Băi, grav. Trezește-te la realitate și spui la un copil care nu-i conștient că face o prostie: bă, te duci și plătești consecințele, oprește-te! Știți de ce nu se opresc unii? Că nu-s conștienți. Știți când se opresc? Când devin conștienți. Când devii conștient, El e singurul care iartă păcatele, nu timpul, nu vremea, nu poziția, nu notorietatea, nu, toate astea zero. Singurul care iartă păcate e Iisus Hristos, Domnul. Mai apoi, stai să-i asculți glasul. Și l-auzi pe Cel Atotputernic care îți spune: eu sunt cu tine până la final. Da, Doamne, dar acum eu sunt în cancer. Dar acum eu sunt în probleme, sunt în datorii. Doamne, acum pruncii mei au plecat de acasă. Cât e de superbă viața când la un moment dat furtunile bat și bat tare. Când ca și om nu mai ai nicio soluție. Pur și simplu ești legat de mâini. Dar pentru că ești un om care își cercetezi întotdeauna viața să bată cu a lui Hristos, auzi un glas de tată care îți spune: nu o să te las nici de data asta. Și vine medicul și zice: prietene, fă-ți socotelile, împarte-ți averea, fă ce poți. Și tu spui: tată, eu am un Dumnezeu care uite ce-mi spune. Dar când ți-o spus? Când mi-am cercetat viața? Dar când ți-o spus? Când mi-am scos motivațiile greșite? Dar când ți-o spus? Când m-am oprit din alergarea mea nebună și m-am mai uitat dacă eu bat cu Biblia sau nu? Oh, și vine Dumnezeu și spune: auzi, nu o să te las nici de data asta. Și în mijlocul furtunilor se mai ridic un Dumnezeu care mai ceartă vântul, care mai ceartă marea, care mai liniștește valurile. Și l-auzi pe Dumnezeu care spune: rămân același. Oh, cât e de scumpă cercetarea și oamenii dau cu piciorul în ea. Dragii mei, nu uitați niciodată, și am repetat în mod insistent și conștient, că viața trebuie să bată cu Biblia. Cercetați-vă viața în fiecare zi. Tot ce facem trebuie să bată aici. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu conștienți și bucuroși de faptul că El ne primește. Facem o rugăciune de cercetare pentru viața și inima noastră. Și Dumnezeu să ne asculte, ne rugăm cu toții. Amin.